Sunt Perodie și, și domnul Marius Postolache. Domnul de la primărie v-a sunat. Spune că... O, domnul primar! A venit domnul primar și cu Cosmin Dan. Bună ziua, domnul primar! Lăsați că e la mine. Care e problema? Acum vă las puțin să discutați. Ca păi să aflați... ce să discutăm? Ei au de lucru. Când, acum? Da. Și ce fac concret? Să stau mai spate, ca să nu ziceți apoi că am avut o altă discuție și că aș fi spus altceva să se interpreteze. Cine este constructorul? Antrepriza Construcții Montaj. Am înțeles. Și băieții ce vin și au bordurile, unde le duc? Dar ce-i treaba dumneavoastră? Nu, cum adică? Ca și ce după 5 luni de zile mă întrebați care-i deci treaba mea? Noi terminăm această nu vă supărați, sală. Domnul nu, primar. Nu vă supărați, domnule. Păi am zis, domnule. Noi avem de lucru și sunt constructorii care au un plan de bătaie. Trebuie să scoată bordurile, să repună, ca să poată să termine strada. Da. Dumneavoastră, în ce calitate? De cetățean, de cel ce a încercat să vă țină la curent cu situația străzii, cu apa pluvială, de nu a mai primit răspuns. Ați făcut vreo solicitare scrisă și n-ați primit niciun răspuns? Vă rog, ați făcut vreo solicitare dumneavoastră către primărie și nu ați primit răspuns? Cosmin Dan, ești prezent? Uite-te la mine când vorbim acum, că de câte ori am scris noi de pe strada Rodiei la... Păi nu ne-am întâlnit la incubatorul de afaceri. Cu ce ocazie? Adi, voi ce aveți de făcut acasă? Nu te supăra, poți să te întreb ceva? Poți să te întreb ceva? Te-ai prezentat? Să mă prezint? Păi nu știu, mă abordez așa pe stradă. Sunt un cetățean. Ok, și eu la fel. Nu vorbești cu cetățeanul? Sau trebuie neapărat să știi cum îl cheamă păi pe cetățean? Când mă abordez pe stradă, nu te prezinți. Salut! Deci asta e atitudinea ta că sunt mulți aici și că te-ai dat jos din mașina domnului primar, nu? Nu, din mașina domnului Imi de la Dumnezeu TV m-am dat jos. Băi, ești nebun! Eu m-am uitat la tine când te-ai dat jos. Așa. Așa, deci nu vorbești cu un cetățean, trebuie să zic cum mă cheamă. Păi vorbim, uite, acum vorbim cu cetățean. Așa. Dar nu te-ai prezentat, nu știu cine ești. M-ai abordat? Un cetățean. Poți să pun întrebarea? E atât de simplu. Și eu sunt cetățean, da. De fiecare dată pe Dunos, când au fost fel și fel de subiecte, de câte ori au întrebat oamenii? Poftim? Ce Dunos? Ce legătură are Dunos? Mă lași, te rog, să pun întrebarea sau că... Păi... Sau vrei să închid filmarea? Dar faci ce vrei. Nu răspunzi la o întrebare simplă? Ești pe o stradă, domeniu. Băi, băiatule, ești în stare să-mi răspunzi la o întrebare? Te rog eu frumos. N-avem ce să discutăm, punct. Am înțeles. Bine, Cosmin. Nu-i problemă. Apucați-vă să lucrați. Dar de ce? Dar apucați-vă să lucrați. Nu-i problemă. Eu am spus ce fac. Domnul primar a spus ce v-a dat deja. Ordinul, apucați-vă și vedem apoi ce se întâmplă. Salut, Jimmy. A venit și prietenul meu, Jimmy. A fost de la primărie, da? Așa cum am promis. Perfect. Domnul primar, eu prost că am încercat să ajut. Mă scuzați, doamne, ce prost am fost. Știu că este o problemă. A fost o problemă. Dar de ce nu ne-ați anunțat? Dar de ce nu ne-ați spus nimic? De ce nu ați răspuns? Că nu am făcut o solicitare? Da, încerc să comunic totuși pe niște canale, nu pe Dunos. Încerc să comunic într-un Da, Cosmin Dan ne transmite fel și fel de informații pe Dunos și când întrebam strada Rodiei și că ați semnat dumneavoastră un proiect la București, felicitări și noi și era un vecin și scria și strada Rodiei, era atât de greu de a da un răspuns, domnul primar. Deci până n-a fost clarificată situația ca să poată să fie în regulă făcută conform și solicitărilor dumneavoastră, da, pentru că trebuia să fie un alt fel de proiect. Da? Dar se pare că nimeni nu-și face probleme că locurile de parcare nu respectă standardele. Și domnul primar, haideți să nu mai avem amnezie. Ați uitat în prima zi când am fost prezent și s-a urcat cu primul constructor în mașină să dea cu spatele și noi doi am stat la delimitarea celor 4 metri cât ar fi trebuit să aibă scoarul și era să vă calce pe degetele de la picioare? Păi proiectul a fost în regulă? Păi nu. Păi și cine este de vină, cetățeanul? Și este, credeți că eu sunt proiectant? Păi da, nu vă supărați dumneavoastră, adică administrația locală a plătit un serviciu. De acord. Bun. Faptul că proiectul a fost prost făcut trebuia verificat de către cetățean? Sau către cineva din cadrul primăriei? Nu cred că avem capacitățile de a verifica tehnic un proiect. Niciunul nu suntem proiectanți. Păi și când ne-am prezentat la fața locului, când ați venit dumneavoastră da, în prima zi... s-a refăcut. Păi bun, păi stați că acum eu ca și cetățean mi-am dat seama din două secunde când ați venit cu toții. Începeți ca să știu ce fac. Jimmy...
Da, că spune, nu, spun, nu, că spun, nu-i problemă. Stai că mi-am 3% baterie și nu-i problemă. Da. Am avut o discuție cu constructorul. Protejați că constructorul să poată să lucreze, da. Nu se poate. Așa puțin. Adi, apucați-vă să lucrați. Am vrut să fac ceva, dar merge. Dacă vă apucați, vă asumați cele ce se, eu știu, va întâmpla pe, în următoarea perioadă. Dacă domnul primar a zis, apucați-vă, ca să știți, de asta am și filmat, să nu vi se întoarcă toate apoi împotriva voastră, că nu ar fi zis și că voi sunteți singurii vinovați. Bordurile, unde se duc? Bordurile, că este domnul de la poliția locală. Bordurile se iau de aici și se duc. Unde? Se duc și se repun înapoi. Da, cele se care duc sunt unde? Bune. Cele care nu sunt bune se vor arunca și se vor înlocui pe cheltuiala constructorului. Domnul primar, se duc. Bun. Dar unde se lasă? Unde? Că intră 3-4 bucăți în bobchetul. Unde se lasă? Se urcă într-un camion, evident. Unde-i stați camionul? Și verificați. Unde exact, e asta am spus. Camionul. Unde-i camionul? S-au dus și celelalte. La fel, cu tot cu bobchetul s-au dus și celelalte. Stimate domn, trebuiau luate cu camionul, cum a zis domnul primar, de prima dată. Că, că nu degeaba am venit la primărie și am depus o sesizare ca să fie luate toate bordurile. Deci cele care se pot refolosi, n-are rost să fie duse în altă parte. Cele care sunt ciobite și nu sunt conform și n-au standarde de calitate din proiect, vor fi luate de către constructor și vor fi e treaba lui până la urmă. Sunt încă proprietatea lui. N-au fost plătite aceste borduri. Camionul? Vine acum? Nu vine. Unde-i camionul? Păi dumneavoastră i-ați întrebat. Unde-i camionul? Unde-i camionul? Atât, poftim. Dacă a venit domnul de la poliția locală. Eu am întrebat unde-i camionul. Poftim. Adi, apucă-te și pune, fă-ți treaba cum... Cum ar trebui? Eu pretenește, ți-o spun. Să vorbesc cu Marius și să ne dea un profil transversal. Da. Cosmin, Dan, prietenul meu. Mă avem noi discuții pe FE, pe Dunos și nu mă bag în seamă. Nu e problemă. E prima dată când ne întâlnim. Vor mai fi, stai liniștit. Jimmy? Deci, Marius, care e problema ta, de fapt, Jimmy, acum? Din păcate, nu ne-am mai reîntâlnit peste 6 luni de zile. Păi ne vedem peste 6 luni. Am venit tocmai acum. Dar ce s-a întâmplat? Ah, am înțeles. O să încerc. E dreptul lui.